Salut, dragi prieteni! Am pregătit pentru voi niște videouri rare cu animale. Haideți să vedem despre ce merge vorba. Camera a reușit să surprindă o scenă incredibilă. În timpul ploii, mama șobolan încearcă să-și salveze puii de apa de ploaie, care se pare că îi inundă cuibul. Îndată ce îl scoate pe primul și îl lasă lângă zid, aleargă să se scufunde după următorii. Apa se tot ridică, dar ea a reușit să scoată 4 pui vii. Sperăm că a reușit să-i salveze pe toți. În această zonă de deșert, coioții s-au adaptat la un mod foarte neobișnuit de vânătoare. Este vorba despre vânătoarea asupra păsărilor care se adună lângă bălți pentru a bea apă. De dragul apei, acestea pierd din atenție, așa că coioții, fără mult efort, reușesc să fugă și să apuce prada. După numărul de pene din jurul lor, putem să ne dăm seama că nu au probleme cu mâncarea. Acest leopard, cu mers calm, se îndreaptă spre o gură de apă. Nici nu bănuiește că pe lângă apă îl așteaptă și o cină gratuită. Fiind foarte însetată, căprioara a fost dusă de val și nici n-a observat apropierea prădătorului mortal. Uitați-vă, s-au luat prin surprindere, dar reacția leopardului este fulgerătoare. Dintr-o pisică relaxată s-a transformat într-un glonț și a prins căprioara neatentă de cap. Întâlnind acest șarpe, un trecător a decis să-l tachineze un pic. El știa că reptila nu este otrăvitoare, dar are o tactică foarte amuzantă de apărare. În timp ce simte pericol, acest șarpe începe să se învârtă de parcă este prăjit pe tigaie. Acest show trebuie să facă inamicul să creadă că șarpele moare. În curând, se întoarce cu burta în sus și încetează să se miște. Când se simte în siguranță, reînvie și se târăște mai departe. Cred că acest raton a arătat clar că este unicul proprietar al acestui coș de gunoi și că nu are de gând să invite acasă musafiri. În continuare vedem o filmare mai veche, pe care o haită de câini curajoși africani a decis să vâneze turma de antilope gnu. Cel mai puternic mascul s-a repezit să protejeze turma. El a reușit din alergare să calce în copite câinele. Acesta nu s-a mai putut ridica mult timp după asta. Antilopele au reușit să-și protejeze urmașii. Aici vedem o înregistrare de la camera de supraveghere dintr-o fermă. La vaci în vizită a venit un leopard flămând și s-a agățat imediat de un vițel. Era imposibil să-l scoată după gard. Leopardul pur și simplu îi ținea capul în ghearele sale și îl mușca. În curând, leopardul a înțeles că e o idee fără succes, mai ales că era speriat de zgomotul făcut de vacile înspăimântate. Prădătorul a eliberat vițelul și a fugit. Chiar lângă garaj, un trecător a reușit să filmeze acest atac. Micuțul prădător s-a agățat de gâtul iepurelui și se pare că deja și-a ucis prada. Omul deloc nu intimida prădătorul. El continua să-și bată joc de iepure. Omul nu a mai rezistat și l-a speriat. Cum credeți cum se numește acest prădător? Scrieți-ne în comentarii! De un cal care păștea în liniște s-a apropiat un mistreț. Calul continua să-și facă treaba fără să atragă atenție la porc. Când acesta însă a încercat din nou să se apropie fără voie, calul l-a lovit cu copita. Se pare că a înțeles imediat că trebuie să fugă de acolo. A fost norocos că nu i-a nimerit în cap, căci avea să zacă acolo mult timp. Iată un cangur nebunatic, care din oarecare motiv a decis să înoate în ocean în timpul unor valuri destul de mari. Oamenii l-au ajutat. Dar ăsta nu s-a învățat minte. El din nou decide să înoate și sare în apă. De data asta a avut mai puține puteri, dar oamenii totuși l-au ajutat încă o dată. Cu părere de rău însă, toate încercările de a salva bietul animal au fost fără succes. Se pare că râsul african a observat ceva gustos, s-a așezat în ambuscadă și a așteptat momentul potrivit să atace. Iată și momentul atacului. În dinții lui a nimerit o răzătoare mică care a ieșit din vizuina sa în cel mai inoportun moment. Toți consideră că delfinii sunt niște creaturi binevoitoare, care nu pot decât salva un om care e în necaz. Dar pentru surferi, acest pește este un adevărat pericol. Iată câteva momente când delfinii au atacat surferii în acțiune.
Aceste trei leoaice au atacat un bivol destul de mare, care a rămas în urmă nereușind să-și urmeze turma. Se pare că este deja doborât la pământ și n-are șanse de salvare. Dar prietenul lui s-a apropiat, a speriat leoaicele și și-a salvat tovarășul. Acum situația era cu totul și cu totul diferită. Lei se temeau deja de cei doi bivoli și corect făceau. Iată un moment în care bivolul a strepuns leoaica cu coarnele sale. După asemenea traume, poate și să nu supraviețuiască. S-a dovedit că principalii dușmani ai mașinilor de tuns iarba sunt elanii, care deseori intră în curțile oamenilor să fure mere. Acest gigant alb a lovit robotul cu copita sa. N-a funcționat însă. Animalul a decis să mai execute o lovitură puternică de control, după care tehnica nu a mai putut continua mișcarea. Pentru țestoase, hipopotamii sunt ceva de genul unor pietre mari pe care poți să te încălzești la soare. Cred că și hipopotamilor le este plăcut să primească așa masaj neobișnuit la spate. Acest tip a decis să hrănească o arapaima ținând hrana chiar în gură. După atacul peștelui, acesta cade în apă fără cunoștință. De fapt, este doar un prank, o glumă pentru turiști care au fost impresionați de astfel de show. Iată încă un pește mare care prin lovitura cozii sale aproape că l-a trimis pe bărbat în KO. Prieteni, astea au fost videourile pe ziua de azi. Scrieți-ne în comentarii care v-a plăcut cel mai tare. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!